Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Și îți mulțumesc că ai spus da invitației mele, Andrada. Iar drag. Prima întrebare este: pe cine admir cel mai mult și de ce? Depinde de situație, depinde de mediul la care ne raportăm, depinde dacă ne referim la modele emoționale, dacă ne dorim anumiți oameni sau avem anumiți idoli. Cred că cel mai mult și cel mai mult mă admir părinții. Pentru faptul că au reușit în niște vremuri foarte complicate să ne ofere educația aleasă, atât mie cât și fratelui meu. Ne-au fost alături permanent și ne-au iubit necondiționat și cred că ne-au insuflat adevăratele valori umane. Pentru asta îi apreciez și iubesc super tare. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care ți-au schimbat viața într-un sens pozitiv? Păi, eu ca și profesie sunt economist, sunt specializat în cercetare de piață, am terminat ASE București și am ajuns să lucrez și să dezvolt un business bazat pe cosmetice proaspete, fabricate din ingrediente organice și nu a fost nimic întâmplător pentru că am făcut acest pas după ce l-am născut pe fiul meu, Andrei. Soțul meu și cu mine am observat că există o problemă la pielea lui Andrei. Am mers, am verificat exact situația medicală, mi s-a pus un diagnostic de dermatită atopică, s-au încercat scheme de tratament clasice, care au funcționat doar pe anumită perioadă de timp super scurtă și atunci am încercat noi să găsim soluții. Plus că și soțul meu avea un istoric nu tocmai bun, o dermatită seboreică de prin facultate. Iar împreună cu chimista noastră pe care am descoperit-o prin niște cunoștințe comune, am zis trebuie să facem niște variante care să fie funcționale, să aibă rezultate, să fie eficiente și mai presus de toate, să nu aibă efecte secundare. Și faptul că am reușit cu succes să rezolvăm problemele de piele ale fiului meu și ale soțului meu, am zis gata, vom dezvolta un business în acest sens. Așa că aceasta a fost marea schimbare pe care am avut-o. Felicitări. De la a conduce un departament într-o companie cu 150 de angajați la a dezvolta un business cu totul și cu totul pe un alt domeniu de activitate. Nu a fost foarte ușor, a fost foarte palpitant, dar rezultatele au fost mai mult decât frumoase și până la urmă la acest lucru ne raportăm. Ce, nu știu, dacă ar fi să dai ceva mai departe, să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Că e important să fii informat. Asta este principalul lucru și alegerile întotdeauna să le facem cunoștința de cauză. Nu neapărat că ne referim la ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, cu ce ne spălăm sau ce produse cosmetice folosim, fiind vorba de domeniul nostru de activitate. Și a alege informat, a citi înainte, a te documenta în așa fel încât să stăpânești informația și să fii în măsură să iei cele mai bune decizii pentru tine. Asta este, cred că, principalul lucru pe care trebuie să îl aibă oricine în societatea în care trăim. Informația. Informația. Și reală. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Sinceritatea. N-a fost o investiție. E o calitate. Eu întotdeauna am reușit și noi ca și companie, dar atât eu ca și om, prin faptul că întotdeauna mi-am păstrat angajamentul, atât față de clienți cât și față de cei care mă înconjoară, prieteni, familie și cunoștințe. Și întotdeauna mi-am asumat ceea ce am făcut și deciziile pe care le-am luat. De aceea, eu cred că verticalitatea și sinceritatea în
într-un business și nu numai, sunt definitorii dacă vrei să dezvolți o activitate pe termen lung. Dacă vrei să faci ceva care să dureze o perioadă scurtă de timp, poate prin alte mijloace reușești. Dar dacă vrei să construiești o chestie adevărată, reală, cu rezultate și care să-ți aducă așa și o stare de spirit foarte bună, să te și încânte, să dea și plus valoare celor din jurul tău, cred că acesta este principalul. Sinceritatea. Atu pe care eu l-am avut. Da, sinceritatea. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Pot să fie foarte multe lucruri pe care unii să le consideră nebunești. Eu cred că nu există limite în nimic. Am alergat un maraton în condițiile în care anul trecut, la Cluj-Napoca, într-un timp foarte bun, sub 5 ore 20 de minute, adică 4 ore și 45 de minute mai exact, în condițiile în care eu nu am alergat niciodată. M-am antrenat timp de o lună și cel mai mult am alergat 1,5 km, iar după aceea n-am mai putut să respir, am făcut și o tahicardie. Am zis că nu există nimic care să fie imposibil și practic mi-am demonstrat mie că dacă îți dorești ceva, se poate, atâta timp cât ești conștient că depinde doar de tine să faci acel lucru. Și nu există limite. Nu există. Deci am reușit. Nu, am alergat un maraton pe asfalt, am alergat un semi-maraton montan. Nu există. Limitele nu există decât în mintea noastră. Dar, evident, depinde de psihicul fiecăruia, cât este de puternic și cât de bine te poți mobila între ghilimele ca să depășești temerile, fricile și toate celelalte minusuri care te pot determina să renunți. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Responsabilitate. Cuvântul ăsta, ideea asta. Adică ideea este că lucrul ăsta îl spun în fiecare zi și copiilor mei. Că trebuie să apreciem, să fim recunoscători pentru ceea ce avem. Sunt copii care nu au jucării, sunt copii care poate se culcă seara nemâncați, sunt copii care nu au cărți de povești din care să li se citească și tot ceea ce avem, tot ceea ce facem, tot ceea ce cumpărăm, felul în care lăsăm apa să curgă la robinet, felul în care mergem cu mașina și așa mai departe, toate trebuie să le facem într-un mod responsabil. Atât față de noi, cât și față de cei din jurul nostru, dar în primul rând față de pământul ăsta pe care trăim, că îl nenorocim în fiecare zi, din momentul în care ne trezim și până ne așezăm din nou în pat. Și așa că responsabilitatea aș ilustra-o și aș pune-o pe un afiș. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Fie mă joc cu copiii, sau mergem cu bicicleta, sau îmi pun Adidas și de alergare, pantofi de alergare și merg la o tură. Deci cumva o pauză. Ceva de genul, da. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Cred că să vorbesc cu oamenii, să îi conciliez, să le dau sfaturi, să fiu reală. Cred că asta e principala muncă pe care mi-ar plăcea să o am. Mie îmi plac oamenii. Și cred că nu există oameni răi, ci doar comportamente rele. La chestia asta aș lucra. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Aș face cartea lui Martin Lindstrom, care se numește Biology, și care îți schimbă total optica despre ceea ce vor corporațiile să știi. E o carte bună de citit despre felul în care alegem să cumpărăm, să ne implicăm, să explorăm și modul în care o facem. Aceasta ar fi. Da. Ce frică? Biology, Martin Lindstrom. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă?
Exact cum ți-am zis, nu există frici, ele sunt doar în mintea noastră și avem întotdeauna nevoie de scalări ca să putem să le depășim, să ne propunem obiective care să fie greu de atins. Ok. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? Familiei atribui cele mai mari reușite, pentru că din partea lor ai întotdeauna cea mai mare susținere. Cele mai mari eșecuri, n-am avut eșecuri, așa că nu știu cui le-aș putea atribui dacă le-aș avea. Ok. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face? Probabil că aș plânge, m-aș ridica și aș lua-o de la capăt. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Probabil aș asculta mai mult. Aș lăsa interlocutorul meu să vorbească poate mai mult. L-aș asculta până la capăt și aș fi nu neapărat mult mai deschisă, ci mult mai receptivă. Ne-ai da mai mult spațiu, cumva. Ceva de genul acesta, da. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Muncă și inspirație. Combinate. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? La cineva drag mie, pentru faptul că a crezut în capacitatea lui de a face niște lucruri deosebite. Nu vreau să nominalizez. Ok. Dar există oameni care se pot autodepăși și am exemple clare în viața de zi cu zi că lucrul acesta se poate întâmpla. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebe? Ce eforturi există atunci când îți dorești să faci bine? Nimeni nu-și pune întrebarea asta. Ce am reușit noi să facem prin activitatea pe care o desfășurăm este să dăm garanția oamenilor că dacă ceva îi nemulțumește, își păstrează produsul și își primesc banii înapoi. Nimeni nu s-a întrebat niciodată dacă ceea ce facem noi e corect sau e bine sau ce reprezintă toată povestea asta pentru noi. Nu e un marketing. E o garanție pe care, în momentul în care ești conștient de ceea ce faci, poți să o dai. Și nu s-a pus niciodată problema în aproape 3 ani de zile să dai să pui în aplicare această garanție. Și să plătești oamenii pentru faptul că ceva nu este potrivit din ceea ce ai făcut tu. Și atunci e o super mare mulțumire. Eu îți mulțumesc. E gata.